stop. Come on. Come on. It don't stop. Mai dă suică stragă puțin astea, că n-ajung la buze. Dar de ce o să le dezolvă dragă? Că am dat o groază de bani. Mai bine îmi iau buzele să ajungă la același nivel, nu? Ah! Alo! Sunteți în direct? Bună seara și bine v-am găsit! Vă spun Mircea Radu și Andreea Radu. Andreea Mantea. Că dacă mi-aduc eu bine aminte, am stabilit că nu ne grăbim cu căsătoria. Tu nu vrei să fim siguri că suntem făcuți unul pentru celălalt? Dar suntem făcuți unul pentru celălalt, iubii. Tu ai zis că ai 1,70, adică ai mințit. Eu la fel. Tu ești singur, eu la fel. Tu ești celebru, eu la fel. Tu ai bani, eu am nevoie. Câte motive mai vrei? Ai dreptate. Foarte romantic, ce să-ți povestesc? Măi, porumbeilor, nu mai bine vă rezolvați voi problemele conjugale acasă? Sau la voi în emisiune? Că aici suntem la noaptea ororilor! Din dragoste! Da, nu avem din dragoste în program? Ba da! Păi bag-o acum că suntem pe poziție! Acum? Sopar acum? Doamnelor și domnilor, din interes ăsta, din dragoste! Mitilica, hai ia-mă! Dragoste așa, din dragoste așa! Andreea, am intrat pe ei! Se pare că eu nu simt nimic. Hai! Bre, am intrat în direct! Hai mă! Băi, ați zis din dragoste! Nu totul despre sex! Ce-am zis? Lasă-mi, dragă, că bulăneala face audiență. L-ai văzut în telenovele? Dragi prieteni, bună seara! Eu și cu colega mea, vino, dragă, să prezentăm împreună. Ție ți-ar de să te așezi pe canapea acum. Vă voi prezenta împreună cu ea o extraordinară poveste de dragoste. Mircea, dragă! Ai, dragă, tot te așezi, ce-i cu tine? O poveste de dragoste? Da. A noastră? Nu. Adică noi nu ne iubim? Ba, ne iubim, dragă, dar... Ai spus martor că a zis că mă iubește! Păi și dacă ne iubim, de ce nu ne luăm, dragă? Andreea, avem de făcut o emisiune, de prezentat o emisiune. Da. Te rog să te concentrezi. Îmi pare rău, dar nu pot. Trebuie să mă gândesc de unde iau rochia, unde facem nunta. Știu, pe insulă pustie, în secret. Dar nu, că ne costă prea mult să aducem ziariștii acolo. O facem la... Nu o facem nicăieri. Nu? Nu. Știam eu că nu-i mai iubești. Eu sunt Mantea de vreme rea, nu? Până apare alta mai bună. Ba, te iubesc, bre! Nu te cred! Dă-mi o dovadă! Păi... Ce dovadă vrei să dă? Nu știu! Cântă și tu o serenadă! Doamnelor și domnilor,
luăm o pauză de serenadă și revenim imediat. Mana tu sole, giubelore, o sole mio, sta fronte a te, o sole, o sole mio. Cântă, dragă, știu ceva elevat să mă impresionez, nu? La la el de-astea obosite, oh! Mi-au dat târcoale multe. Următorul moment este... Este... Of, 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 este... Este... Of, of, of. Este... Auzi, dacă tot am vorbit despre Ogică și Magda lui Tolea, eu zic să urmeze Dan Diaconescu din Rect. Direct. Și în reluare. Stai! Stai, nu, stai, că e... Nu? Nu mai, nu mai suntem, nu mai suntem. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă emisiune Dan Diaconescu în direct. A, să rămână doamna Elodia. Adică eu în direct. Poate ultima. Pentru că nemernicii, labele, care s-au pus pe televiziunea poporului, vor să ne închidă din nou. Jos, guvernanții! Stai, dracu, Orgică, că nu guvernanții vor să ne închidă. Dar cine, Dane? Zic o conving pe Magda să-l pună pe Tolea, să-i trimită lângă Elodia. E vină, bă, să te conving, e vină cu... Orgică, încetează, obsedatule, că ne vede o țară întreagă. Ne văd mai multe țări întregi, adică mai exact tot globul. Hai, făi, că ți-arăt și numerele la 669, ia vină să... Orgică, nu fi nesimțit că mă faci de rahat și sunt o doamnă. Uite că m-am și încălzit numai din cauza ta, of! Nu? Că sunt focos? Ești, ești, dar mai rade-te și tu dacă vrei să mă cucerești. Focos am zis, deșteaptă, nu flocos! Senzațional, dragi prieteni, Orgică este flocos în direct și sunt sigur că și în reluare. Doamne,
doamna Magda, încetați dracului cu fusta aia că faceți curent și înțepenesc. Asta e bună. Ce n-ar da concurența, n-are să înțepenești ca Elodia? Corect, Nea Prostică are dreptate ca de obicei și ascultați-l că se pricepe la toate. Concurența ar da oricât ca să scape de mine. Ia zi, Nea Prostică, cât ar da? Că dacă e o sumă importantă, fac pe mortul numai ca să iau banii la proști. Nu știu, dar dacă vrei să afli, îl sun pe Lazarul să facă o anchetă. Vrei? Lasă-l naibii pe trădător că s-a dus la concurență. Care concurență, Dane? Păi ai tu concurență. Hai să fim serioși. Senzațional, dragi prieteni, Nea Prostică zice că n-am concurență și dacă dânsul zice, înseamnă că așa e, că v-am spus că el se pricepe la toate. Dane, pot să mă dezbrac? Că m-am încins rău, rău, rău. Senzațional, dragi prieteni, Magda lui Tolea vrea să devină Magda fără Țolea. Hai, dragă, să te ajut să te dezbraci. Orgica, ce faci, nerorocitule? Loret? Senzațional, dragi prieteni, Loret este la noi în studio. Cine dracu e Loret asta? Cine dracu mi-a furat casca? Eu sunt Miss Turist Sexual 2007, am 25 de ani, sunt singura și îmi plac domnii generoși. Și dacă câștig, aș vrea să salvez lumea. Votați-mă! Foi tu, ai venit să-ți faci reclamă la mine în emisiune aici? Nu, violatorule, nu! I-a zis violatorule. Senzațional, înseamnă că este scandal? Domnule Diavolescu, eu am venit aici la emisiunea la dumneata ca să dezvăț odată tot ce se scrie în presă despre mine. Căcică, eu și cu altă proastă ne luptăm noi pentru o cică asta. Păi cum să mă lupt eu pentru borcică că m-a violat animalic? Senzațional, dragi prieteni, și exclusivitate. Orgică a violat-o animalic pe această doamnă. Domnișoară! Senzațional la senzațional! Violata a rămas domnișoară! Ne-ați putea arăta în direct și în reluare cum s-a petrecut violul? Minte, domnule, n-a violat-o! Mă rog, atunci arătați-ne cum nu s-a petrecut violul. Ba m-a violat, domnule Diavolescu! Și fiți atenți! Uite așa! Așa m-a violat de mai multe ori la rând! Așa, da, da, exact! Senzațional și exclusivitate! Sunați-vă, prietenii, cunoștințele, pentru că Orgică și Loret ne vor arăta în direct și în reluare câteva numere. Și notațiile, care ar putea fi chiar alea câștigătoare la 6 din 69. Cu Orgică e specialist. Auzi, băi, afară-te, naibii de aici! Păi ce? Eu mi-arăt chiloții la omul ăsta în emisiune degeaba să vii tu să-mi iei audiența? Tu, nebună, tu! Ia zi-mă, cu cine vrei să exemplifici violul? Cu mine? Sau cu cealaltă proastă? Cu tine, dragă, normal. Aha, aha, a recunoscut că a fost viol, domnule Diavolescu. Ați înregistrat pe casetă, da? Nu, pentru că săptămâna asta n-avem bani de casete, că mi-am luat eu elicopter ca să-l oftic pe Lazarus. Păi atunci eu mă duc la poliție. Tu te și la poliție. Orgică! Parcă ai avea trei mâini. Senzațional, dragi prieteni, Orgică are trei mâini. Și eu am să-i le rup. Tu ce te râzi, mă? Senzațional la senzațional. Iată că în studio a venit și domnul Tolea Cioman. Ce cauți, mă, nevastă mea? Lasă-l, măi, brută, că nu mai sunt nevastă ta. Am divorțat, tu, nebunule, tu! Senzațional, mirobolan, demențial, avem bătaie și divorț în direct. Priviți cum îmi crește ratingul. Nu ratingul ăla, idiotule! Ratingul emisiunii! Ia uitați cum crește, doamnelor și domnilor! Priviți cum îmi crește! Ia uitați! Cred că am ajuns lider în demență! Ăsta în audiență! Senzațional, dragi prieteni, iată, ați fost martori în exclusivitate, în direct, și nu mai sunt convins că și în reluare, la oprirea emisiei OTV-ului. Acum puteți să schimbați canalul, că nu mai pierdeți nimic.
în direct și sunt convins că și în reluare. Aoleu! Hai de capul meu, ușa vrei! Ce faceți, mă? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nu, așa zice melodia. Ne-am conformat pentru că noi suntem profi. Nu, iubi. Iubi. Iubi! Exact. Ce drac urmează? Păi, uită-te în foi. Unde mă în foi? Nu tu, iubi, uită-te în foi. Ah, foi. Păi zi-mă, foi. Of. Mă, foi. Păi, da, mai zi și tu ce urmează, zi tu. Lasă, trebuie, dacă ăsta e la tine, zi tu ce să zic eu, că... Da? Bine. Asta este programarea la biserică, asta este la sfat, asta ce? Este la invitat. Ce? Iar am glumit, mă, disperatule. Dar dacă tot sunt foile la tine, zi tu ce urmează. Mamă, ce urmează? Zi. Mamă, ce urmează? Urmei, pot să zic eu? Când apucă revelionul? Viitor! Ah! Urmează test de fidelitate. Era greu. Tot nu ajung. Hai. Bună seara și bine că ați mai venit la un nou test de penibilitate. Sunt tot eu, Ionuț Agâsculiței. Începând din această emisiune, am decis să facem schimbări radicale în formatul show-ului. Astfel, protagoniștii făcăturii, ăsta, cazurilor noastre, nu vor mai fi de la figurație, că-s proști și bucnește râsul când trebuie să se prefacă că se bat, ci vor fi personaje mondene. Așadar, vom regiza, adică vom prezenta scandaluri între mondeni, că ăștia știu să facă circ profesionist ca să apară pe sticlă. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă prezint primul invitat din această seară și cazul său. Doamnelor și domnilor, Andreea Spital! Spător! Mă scuz, dar când ți-am văzut buzele, m-am dus involuntar cu gândul la... Dar ți le-au umflat, Boschie, nu glumă. La care te referi? La asta sau la asta? La toate. Pe asta mi le-au umflat Boschet. A, ți-o dat și în... Nu, deșteptule! Cu silicon mi l-am umflat, adică mi-a sponsorizat operația. Iar pe asta mi l-am umflat eu. A, tot cu operația. Nu! Mi-am dat pumn în gură de optică că l-am pierdut pe Mircea Radu. Trebuia să fie al meu, că eu am fost prima lui vecină de la Neața, nu Mantea. Sigur! Da, Mirciulică, dacă cumva te eliberezi, să știi că eu sunt disponibilă. Ce faci, Boschetaro? Te dai la iubițelul meu? Așa. M-a făcut Boschetaro. Păi ce, nu ești gacicăl Boschet? Nu mai sunt. Nu mai ești? Da, cu ești? Alu Poponeț. Oh, scuză-mă, rectific. Ce faci, Poponaro? Te dai la iubițelul meu în emisiunea mea? Mă scuzați, dar este emisiunea mea. Da, da, e inclusă Noaptea Aurorilor. Adică emisiunea mea. Am băgat-o pe a ta în a mea. Ai filmat? Yes. Derulează ca să îi arătăm clientului dovada. Mircea, ia vino brâncoa. Hai. Stai treacu, potolică, scoți-o și cu țepie. De ce nu ne-ai filmat, tâmpitule? Mircea, iată dovada pe care ne-ai cerut-o. Mantea te înșeală cu Agâsculiței. Minte! Gura, Agâsculiță, că am dovada pe casetă. Pentru că eu mi-am cumpărat casete, nu elicopter ca Diaconescu. Derulează și dă-i play.
Deci așa, madame. Hai, ia treci mătăluță încoace, că ce avem a discuta puțin. Hai. Hai, hai mai repede. Vin, vin, vin. Lasă vinul, vin-o în pa. Inventez motive, a? Infidelități, doar să nu mâini de nevastă. Ce faceți, mă? Nu se vede! Hai, bucurați-vă, că nu ne mai pupăm! Cum ai putut, mă, Mircea, mă, să crezi că sunt iubita lui Angusculinței? Adică m-ai făcut gâscă? M-ai făcut gâsculiță, Mircea? Nu, iubi! Cum, mă, că nu? Adică cum să fiu eu iubita lui Angusculinței? Eu sunt gâsculiță, nu, că doar el e al meu! Păi... prezentați și voi măcar o dată ce urmează! Nu! Dezintă tu! Ce vorbești? Dar ce crezi tu, că s-a întâlnit siliconata cu prostul? Ca să mă dea cu mine afară diva dacă greșesc cumva ceva? Care divă, bre? Care face emisiunea care urmează? A, dar ce emisiune urmează? Duminica, în altă familie! Da! Mihaela, să știi că eu n-am zis nimic despre tine! Nici eu! De fapt, nici nu aveam cum, pentru că gurile noastre au fost mereu ocupate! Da. Uite! Bună seara, dragi prieteni, sunt Mihaela Rădulescu și dacă râde cineva de mine, îl dau afară, din țară. În această seară nu o să mai fac duminica în familie și nu pentru că n-aș mai avea, cum cred și jubilează dușmanii mei. Și când zic dușmani, la tine mă refer, ofticoaso. Și fiindcă vreau să organizez o conferință de presă ca să-mi repar imaginea stricată de doi colegi de trust, neprofesioniști, de doi amatori, doi jenanți care și-au permis să facă mișto de campania mea antifumat, ca niște penibili, ca niște... Dați-mi repede o țigară, că m-am enervat! Mai repede! Așa! Exact asta trebuie să faceți cu toții, dragi telespectatori. Acesta este mesajul campaniei mele. Sau măcar dacă nu puteți să vă lăsați de fumat, dezbrăcați-vă, așa cum am făcut eu, ca să nu vă intre mirosul de tutun în haine. Dar haideți să înceapă conferința de presă. Doamnelor și domnilor, conferința de presă vă este prezentată de Diana Munteanu, Niculescu, Hagi, Popescu, Lăcătuș, Balint și... Și ajunge! Și Răducioiu, antrenor emeric Enei. Taci, naibii! Mă, ce mă enervează asta, fată! Așa îmi face mereu, fată! Diana, cred că mă confunzi. Sunt despuiată, dar nu sunt Simona Senzual. Nu, sunt Mihaela Rădulescu. Iar emisiunea asta nu este Mondeni. Deci nu mai zice fată, deloc. Bine, fată. Adică, dragă. Mamă, ce geantă mișto ai! Dar ce țin ea? Țigările. Super glumă! Râdeți, idioților, râdeți, că ne dă pe toți afară! Nu e glumă! Chiar țigări am acolo! Păi și campania ta antifumat, nu ziceai că vrei să convingi lumea să se lase de fumat? Tocmai de-aia mi le-am și pus la picior. Când cineva îmi cere o țigare, îi zic să-și ia din pachet. Și trag un picior în gură și a doua oară nu o să mai vrea nicio țigară. O să detaliem imediat toate elementele campaniei. Dar prima dată să explicăm telespectatorilor ce e cu aceste cartoane. Doamnelor și domnilor, cartoanele sunt aici ca să nu ne amendeze CNA-ul, dar după 12 noaptea, Mihaela o să le scoată, nu-i așa? Nu este așa. Sunt puse ca să arate care sunt zonele cele mai afectate de tutun, zonele corpului. Afectează sânii, fantastic! De fapt, corect, că dacă fumezi și îți cade scrumul pe sâni, rămâi cu semn și nu te mai place niciun fotbalist, nu? Diana, nu e vorba de sâni. Afectează ce am în spatele lor. A, corect! Pungile de silicon! Nu am silicon! Mă rog, ce ai tu acolo? Nu am nimic. Și dacă mai insinuezi odată că aș avea ceva, rămâi casnică.
Când am zis că afectează ce e în spatele sânilor, mă refeream la plămâni. Deșteaptă-o! Auzi, da, chiar afectează și... Normal, pentru că provoacă impotență. Și dacă bărbatul e impotent, cine are de suferit? Ești genital, adică ăsta, genială! Hai, cu campania asta ai spart-o pe Andreea Marin. Nu-i așa? Nici măcar n-am mai părut pe sticlă. Etena, ce să spun, s-o crezi tu, fumurat-o? Iete că am apărut și ia uite pe ce sticlă. De vin din ăla bun, nu ca tine. Ia uite. Oțil de mere. Și uite, de când fac reclame, mi-am luat și o geantă mai mare, gata. Ia uite. Și asta are geanta. Claudiule, dacă vii acasă fără să-mi aduci și mie o geantă, diseară nu mai atingi mingea. Ca să mi-o mai dea printre picioare, nici nu poate fi vorba, da? O să te încălzești singurel, pe tușă. Diana, ce naiba caută asta aici? Am venit să-ți spun opiniei publice să nu se lase păcălită de tine. Dragi prieteni, nu s-a despuiat de dragul carității, ci ca să-și găsească mai repede un amores. Dacă vrei să faci caritate ca mine, înfiai un copil tu. Și dacă tot este conferință de presă, dați-mi voie să vă arăt fetița pe care am înfiat-o din Africa, ca să nu mai zică ofticoșii că este vrăjeală doar pe hârtie. Bubulină, hai la mami! Pe asta, cred că am fiat-o Ștefan, când erai tu gravidă. Ștefan e credincios, nu se uită după altele. Să crezi tu. Ce vorbești? Du-te mai în stânga, că mi-ai luat toată priveliștea. Uai, ce surpriză! Ștefan, ce cauți aici? Am venit să o întreb pe Mihaela, dacă nu vrea să vină la mine. Ștefane, dau divorț și-ți las toți negri pe cap, să știi! La mine în emisiune, dragă, dar ce ai? Păi normal, când era măritată, n-ai invitat-o. Dar acum că este divorțată și despuiată, auzi, nu mai bine mă invis pe mine, pentru că eu dansez mai bine ca asta, știi? Doar. Ce vorbești? Ia hai să vedem, dragă, care dintre noi dansează mai bine? Da? Ia hai să vedem! Cântă, Ștefane, cântă! Lasă, că cânt eu, că mă pricep și la asta. Da? Păi atunci, hai să vedem... Care dintre noi face mai multe? Babe, ești arbitru. DJ Pipi Muzica! Casa de african, ce mi-ar place să se face, amândouă goale stând la mine-n brațe. Că-s frumoase și focoase, ce păcat că-s moldoveni, ce ranciunoase. Pe cine faci tu, moldoveni?
are dreptate moldoveanca asta, ui! Pișine faci tu, moldoveancă! La câți metri te-ai necat? La atâția? Nu, că precis arăt 10. La atâția? Nu. La atâția? Da. Și cu cine te-ai necat? Cu el? Măi, nu ești zdravână, păi ce o să-mi dintre ăla? Cu ea? Cu ea, da. Trebuie să mă pupi de 10 ori. Păi, tot pe tine. Nu mai pot să te bunesc. Păi, introduceți și voi măcar ultima emisiune. Hai că toate felii noastre, calmante! Ăsta, menta! O introduc eu. Dar ce emisiune urmează? Interzis cu Laura Andreșan. Ce, mă? Mircea, pune mâna la ochi. Adică nu, lasă-l pun pe ăsta, că-i mai sigur. Păi ce faci, Dorișoara? Acum o să introduci dumneata emisiunea lui Laura? Nu, să-și o introducă singură, că e obișnuită. La câți metri te-ai indicat? La atâția? Bună ziua, Elen! Bună ziua, tovarășa profesoară! Tu cum te numești, dragă? Tutu! Virinel! Virinel! Nu știi că trebuie să te ridici în picioare când saluți? Dar, tovarășa profesoară, eu stau în picioare! Dar asta sunt eu, tot! Bine, mă rog, stați jos! Viri! Da? Viri, ce faci acolo, dragă? Stau jos! Ok, tu poți să rămâi în picioare. Așadar, eu mă numesc Gaura Andreșan, sunt profesoara de sex și cu mine veți învăța... Știm deja! Cum te numești, fetițo? Moni. Moni, la școală când vrei să spui ceva, folosești două degete, dragă. Ca acasă! Ca acasă! Moni! Miri! Mai, vă dau afară, mai! Dar de ce, doamnă, să ne dați afară? Pentru că noi putem să o facem și cu lumea de față. De fapt, să știți că chiar e mai bine ca să vadă lumea că eu pot! Ce faci, dragă? Alo? Inelatule! Cum-l cheamă, dragă, pe ăsta? Oreste, el e paranormalul clasic. Oreste! Ce faci, dragă? Încercam să pătrund în interiorul ființei dumneavoastră, tanti. Ai răbdare, dragă, că o să pătrunzi imediat. Vă explic cum se folosesc prezervativele și trecem la treabă. Știu eu, tovarășa! Știu eu cum să folosesc! Ia zi, puiule! Cum te numești? Răducu Mărariu și sunt cel mai bun elev de la 1B. Adică de la B1. Poți să răspund? Zine, bunule, zine! Prezervativul se folosește astfel. Se ia un balonaș, se desenează fața lui Diaconescu pe el și se bagă... Încetează când faci poftă! Chiar vorbești neîntrebată, pălugo? Ia zi la ce trebuie să te pregătești pentru azi! La oral! Ah, perfect! Cine vrea să-mi arate tema? Tot eu, tovarășa, tot eu! Iri, hai tu! Da, tovarășa profesoară, pe mine mă scuzați, dar eu astăzi mi-am uitat gaura cheie acasă. Foarte rău, Iri. Foarte rău! Moni, nu mai agita degetele alea, că se vede pe fața ta că ți-ai făcut tema. Vreau să-mi răspundă și altcineva. Și pune mâinile pe genunchi, hai. Poți să pun mâinile pe genunchi lui Iri? Tovarășa! Dacă pune mâinile pe genunchii mei, eu aud burețelul. Liniște! Corect, liniște, că-mi stricați meditația transcendentală. Este? Da.
tu, ce ai pregătit pentru azi? Am pregătit tanti. Nu vedeți, am pregătit 10 ghiuluri, mi-am băgat inul în yang, sunt pregătit. Da? Ieși afară. Fizic sau doar spiritual? Yes! Mâncați chakra! Da, rătucule, să auzim ce e oralul, că te-ai lăudat că ești cel mai bun! Chiar olimpic, tovarășa! Ah, si! Definiție! Oralul reprezintă acțiunea de a da din gură seara de seară pe post, în speranța că voi bate OTV-ul dracului măcar o dată! Greșit, moralule! Greșit! Halal olimpic! De-aia te întrece Diaconescu la faza pe capitală non-stop! Na! Diaconescule, na! Deci, nu știe nimeni. Atunci să zică Moni. Zi Moni, hai. Nu, mai bine exemplifică în cuiri. Nu prea poate. De ce trebuie să ridic eu astea două degete așa de bine? Și Iri, s-a defectat băiatul. Și de ce nu i-ai zis malu, profa, că te repară imediat? Merge bine și arată parcă ar fi un vrej uscat. Nu ezita să apelezi la mine. Hai că ți-o repară profa imediat. La școală am plecat cu singur gând, prima să fiu la lucru manual. Iar în liceu am la profesorii la rând și am uimit cu examenul oral. Deci dă-mi coa, banana lui Andreșana. Hai doar cu lui mama ca să reparăm. Eu trapez banana, hop pe mama, spre plăcere să zburăm. Seară de seară face la pe unul, îmi cer scuze, dar și-ai zice la post. Un super show, eu mă uit ca nebunul său, să-mi întărească ratingul meu prost. Păi nașule de audiențe e stresat, eu zic să facem un show amândoi. Și-o să-l bați pe Diaconescu detașat, că-l prezentăm în Cracicoi. Deci nu sta ca idiotul, jos pilotul, audiența-i totul, hai să cucerim. Dragă, păi dacă m-ai pupat toată emisiunea, acum trebuie să mă iei de nevastă. Auzi, hai zi finalul ăla repede, că vreau să facem nunta până în 12. Să nu mai dăm banii pe artificii, că dau ăștia moca în tot orașul. Hai mă, hai! Hai mă, mototolule, uf! De-aia ai rămas de sura până la 40 de ani. Noroc că te iau eu. Yeah.
să merg, că străvășit totul, vezi, și am mai și ciugulit ceva. Nu poți, a? Nu. Ei bine, atunci lasă că ne căsătorim aici. Mariana! Uite-te, dragă, încolo. Aranjează-te un pic. Dragi cetățeni, dragi concetățeni, dragi comeseni, eu, Vanghelie Marian, prin acțiunea în care am fost siluit în funcția de primar, drept care pot să oficializez această căsătorie, te întreb pe tine, cetățene Mircea Radu, Radu, dacă de bună voie și nesiluită de nimeni, o iei în căsătorie, pe persoană fizică, pe cetățeana Mantea Andreea, Andreea, care este ea, care este, adică dacă vrei să trăiești cu ea. Mamă! Mircea! Mircea! Mirciulica! Unde vrei? Mariane, Mariane, tu ai nevastă? Pe persoană fizică sau pe... Bă, ce-o fi? Mai vrei una? Fii-ți vedetă. Mi-au dat cărcoa.